Polițiștii de frontieră de la Petea au descoperit miercuri doi cetățeni polonezi care veneau la festivalul de muzică din județul Cluj și aveau în bagaje mai multe 10 de tablete de substanțe interzise, precum și tuburi cu gaz lacrimogen și veste antinjunghiere, informează un comunicat de presă transmis de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Conform Digi24, celor doi cetățeni polonezi le-a fost întocmit dosar penal de către polițiști, având în vedere că substanțele active din produsele descoperite se află pe lista substanțelor dopante cu grad mare de risc, se arată în comunicat. Cei doi, un bărbat în vârstă de 27 de ani, cetățean polonez, însoțit de un conațional în vârstă de 28 de ani, călătoreau din Polonia, iar în baza analizei de risc au fost selectați în vederea efectuării unui control amănunțit. Astfel, cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră împreună cu câinele polițist, specializat în detectarea stupefiantelor, au descoperit ascunse în bagajele acestora mai multe tipuri de substanțe interzise. Cei doi au declarat că au venit în România pentru un festival de muzică de pe raza județului Cluj, precizează sursa citată. Poliția de frontieră mai menționează că în această perioadă sunt derulate acțiuni preventive în sistem integrat în punctele de frontieră din vestul țării, județele Arad, Bihor și Satu Mare, în contextul desfășurării festivalului de muzică Untold, care se derulează în perioada 4-7 august în municipiul Cluj-Napoca. La acțiuni participă și polițiștii din structurile de prevenire ale IPJ și specialiștii din cadrul Agenției Naționale Antidrog, care informează călătorii cu privire la riscurile privind traficul și consumul de droguri. De asemenea, cu ajutorul codului QR pus la dispoziție de specialiștii antidrog, persoanele care au intrat în țară au putut accesa site-ul www.infodrog.ro, care conține informații și cu privire la metodele de prim ajutor care trebuie acordate în anumite situații de criză cauzate de consumul de droguri. La acțiunile de la Borș, Nădlac 2 și Petea participă și echipajele canine ale Poliției de Frontieră. Acestea sunt formate din polițiști de frontieră și câini de serviciu specializați în detectarea substanțelor psihoactive. Totodată, în punctele de trecere, polițiștii de frontieră iau măsuri graduale și punctuale cu operativitate ca timpul de așteptare să fie cât mai scurt, efectuând controlul de frontieră corespunzător cetățenilor români, UE sau non-UE, care intră în țară în această perioadă de timp, se mai menționează în comunicat, relatează digi24.ro.